Checklist.io. Salutare, gospodari! Astăzi este 21 martie și a venit vremea să mă ocup de tăierile de primăvară la vița de vie. După cum vedeți în spatele meu, am realizat o structură metalică pe care se va înălța vița de vie ce am plantat-o pentru a constitui bolta. Față de vița de vie ce este cultivată pentru producerea, în primul rând, a vinului, la vița de vie ce se cultivă pe boltă, sunt câteva particularități pe care aș dori să vi le prezint. Voi tăia așa târziu vița de vie, fiindcă anul trecut am pățit o situație care nu mi-a convenit deloc, și anume, după ce am tăiat vița de vie, a venit un frig și o mare parte dintre lăstari s-a uscat destul de mult. Și pentru a evita astfel de situații, am amânat tăierea viței de vie pentru momentul în care prognoza meteo nu mai arată că vor veni geruri care să afecteze. Și am să vă arăt o singură viță care anul trecut a înghețat și au murit toți lăstarii ce-i lăsasem, ochiurile ce le lăsasem. Chiar am crezut că în acest an va trebui să elimină acea viță, însă undeva prin luna august i-au dat și ei doi lăstari. Aceasta este vița despre care vă spuneam. După cum vedeți, ea are tulpina destul de groasă, însă anul trecut, murindu-i tot lăstarii, i-au dat acești doi lăstari. Pe fiecare dintre ei am să las doar doi ochi, astfel încât vița să prindă vigoare pentru a se înălța. Voi începe tăierea de la acest prim butuc. După cum se vede, el are foarte mulți lăstari. Am să tai astfel încât pe întreagă viță să-mi rămână undeva între 15 și 20 de ochiuri. În anii anteriori am condus, după cum vedeți, până la acest nivel tulpina mai groasă, ceea ce este suficient. Acum voi începe să las și în partea de jos doar lăstari care să fie pentru fructificare. Voi îndepărta în primul rând ce este uscat. Acesta crește spre interior și nu îmi place. Voi lăsa pe acesta două ochiuri. Acesta din nou o să-l îndepărtez, fiindcă îl voi lăsa ochiul la acesta. Și cam atât ajung. Mai sus nu mai ajung și va trebui să aduc scara. Dar voi tăia și pe ceilalți astfel încât să pot continua tăierea. Pe acesta am să-l îndepărtez, fiindcă este prea jos și momentan nu am nevoie să las. Și uite, chiar era și bolnav. Acesta l-am lăsat anul trecut. Îi voi lăsa și lui aici doi ochi, dar acesta am să-l îndepărtez. Aici de asemenea am să las doi ochi. Aici voi îndepărta. Și aici am să las doi ochi. Aici avem o uscătură, am să o îndepărtez. Aici voi lăsa doi ochi.
Și am cam terminat cu partea unde ajung. Odată cu curățirea, voi verifica și asele cu care au fost legați de anul trecut, pentru a vedea dacă nu cumva sunt prea strânse și, ar trebui să le înlocuiesc. Cele care sunt din banderole și au legat lăstarii crescuți, am să le îndepărtez cu totul, fiindcă acei lăstari dispar. Bun, aici de asemenea am să las două ochiuri și aici aceeași. Music licensing reimagined. Să aveți în atenție când faceți tăierea, să o faceți oblic pe axul longitudinal al lăstarului, astfel ca apa ce provine din ploaie sau rouă să nu rămână pe tăietură, fiindcă aceea poate aduce boli. Artlist.io. Cam asta am avut de tăiat, acum nu-mi rămâne decât să îndepărtez lăstarii care s-au urcat pe boltă anul trecut. Desfac banderolele de legare. Sporile cu care au fost legate sunt, lăstarii principal sunt suficient de slabe, astfel încât să nu oprească seva acestora. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Risca să trag, fiindcă putea să îmi rup cablu de la camerele de supraveghere. Artlist.io. Mi-au mai rămas câteva uscături.
Music licensing reimagined. Și cam așa arată un butuc de viță, cum îl curăț eu. Și în acest mod, curățându-l, de fiecare dată am avut rezultate foarte, foarte bune, struguri de masă, de calitate, foarte bun pentru consum în mod direct și pentru conservare. Mai trebuie acolo să dezleg și să mut această zonă, unde era mult prea apropiată de cealaltă. Asta este. În mod similar, voi continua cu fiecare butuc în parte. Am finalizat de tăiat și vița și am să vă arăt acum cum se prezintă după tăiere. Aceasta este cea care am tăiat-o și v-am și prezentat ce urmăresc. Și cu celelalte am procedat în mod asemănător, în funcție de gradul de dezvoltare, fiindcă nu am plantat toate vițele în același timp. Și prin urmare, unele sunt mai dezvoltate, unele mai puțin dezvoltate, dar în principiu am urmărit același aspect, să aibă undeva între 15 și 20 de ochi fiecare butaș. Aceasta care e mai tânără, vedeți, i-am lăsat și o coartă de jos, astfel încât să conduc să o înalt și pe aceasta să le ajungă pe celelalte. Acum urmează să fac un tratament cu o soluție cuprică, atât la viță cât și la pomii fructiferi. Însă astăzi bate vântul destul de tare și nu cred că voi reuși. Dar oricum asta va face obiectul unui alt tip de prezentare. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a plăcut ce v-am prezentat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să un like sau comentarii care vor ajuta canalul să se dezvolte. La revedere și pe curând!